de liceu, cu absențe la română, scumpii ani de liceu. Când lipsești o săptămână și le spui că ai fost în turneu sau că ai fost bolnavă. Da, aveam o colegă în clasă care întotdeauna venea la școală și spunea că a lipsit din cauza că a fost bolnavă. Și ce credeți? Profesoara o ierta. Motiva absolut toate absențele pe motiv că fata a știut să-și ceară iertare cu atâta patos că a lipsit din cauza că a fost bolnavă și s-o iertați, vă rog. Uite, asta e o chestie care eu n-am suportat să fac la școală. N-am suportat să ling pe nimeni în... Dacă am lipsit, am lipsit că am lipsit. Na, și acum ce tu îi zice că am lipsit, că n-am avut chef să vin la ora ta? Ar trebui, dacă aș fi sinceră, așa să spune. Și uite, așa în clasa 12-a, am terminat clasa 12-a cu nota 6 la purtare. Ha! Fata asta cu 6 la purtare, ce doamne a făcut? Vă spun, eu n-am făcut nimic. Tocmai asta a fost problema, că nu prea îmi plăcea să-mi bat gura prea mult. Și de multe ori și când trebuia să-mi cer drepturile asupra anumitor chestii, nu o făceam. Anyway, acum cred că dacă aș fi la liceu, aș avea tot felul de idei din astea trăznite în care, mă, hai să mergem mâine toți cu pijamale, ce vă ține? Și gen, dacă am fi făcut toți chestia asta, sunt convinsă că ar fost probabil cea mai fun zi din viața, din viața noastră, din una dintre zilele alea super fun de care o să ne amintim tot timpul pe parcursul anilor după ce terminăm școala. Deci, dragilor, nu vă fie frică dacă aveți idei crazy să le și puneți în practică. Bine, să nu dați foc la școală, că ziua de azi, sincer, nu știu ce pot să fie crazy în capul copiilor. Un lucru fain pe care îl făceam eu cu o prietenă foarte bună de-a mea în liceu, pe la ora 10 îmi zicea prietena mea, mie, tu, dar cred că mi-e somn, și tu cred că și mie mi-e somn, hai să mergem să dormim. Mergeam acasă, dormeam frumos, ne tolăneam. Când ne trezeam, pe la ora 12, 1, 2, ne punea să pregătim ceva de mâncare și chemam colegii la noi la masă. Ziceam, mă, am făcut cartofi prăjiți, haide să mâncați la noi. Și, uite așa, clasa 12 am avut câteva zile de acest gen, care, sincer, mi se par foarte drăguțe. Și m-am bucurat că l-am avut. M-am bucurat că am lipsit, m-am bucurat că am făcut acel absent, da. Sincer, somnul ăla a fost cel mai fain somn, cel mai bun somn pe care l-am avut, știi? Adică mergeam la 10, obosit, acasă, dormeam și dormeam atât de bine. Era perfect. Sincer, acum nu mai dorm așa bine. Când știi că dormi în timp ce ai școală, e parcă alt somn. Vă zic eu. E perfect. Și cartofii aia prăjiți care mănânci în timp ce alții se stresează la școală, sunt buni. Sunt tasty. Bine, acum nu m-am prostit, bămăță. Eu sunt mândră că am făcut atâtea absențe cât mi-a scăzut nota la portare la 6. La drept nu poți să te duci dacă ai 6 la portare. Sau dacă n-ai 10, mai bine zis. Da, și mi-am dorit să mă la drept, cică. Bine, o săptămână, la un moment dat. Nota aia 6 la purtare, eu zic, da, dar stai acasă. Am stat și a fost bine. Un lucru care m-a ajutat pe mine la școală să treacă anul a fost să-mi fac un calendar. Da, mă, dragilor, faceți-vă un calendar din ala ca la închisoare, știi, în care tai, o mai trecut o săptămână, a mai trecut o lună, yay! Deci, în clasa 12-a, țin minte că mergeam pe jos în fiecare zi la școală, mă uitam la data din ziua respectivă, 15 septembrie 2012. Am început clasa 12-a. Astăzi este ultima zi de 15 septembrie în care eu voi merge la școală. În noiembrie din nou. Astăzi este ultima zi de 1 noiembrie în care eu mă voi merge la școală. Deci chiar îmi spuneam chestia asta. Adică, oh my god, da, da, unde te-ai dus la închisoare? Cred că da. Nu vă fie frică să rostiți ceea ce vă deranjează. Dacă un profesor nu-i corect față de voi și vă dă o notă care nu e potrivită sau se poartă într-un fel nepotrivit, nu vă mai fie frică să spuneți chestia asta și să, nu știu, să mergeți la director sau dacă nu vă place de un profesor, să mergeți, să faceți o petiție, să, nu știu, să faceți ceva pentru voi. În momentul în care tu nu spui chestii și nu rostești lucruri și ești așa super nul, știu cum e omul care nu-i pro, nici prost, nici deștept. E prost. Știu cum îl vezi așa? Na, da, și e. Nu luați școala atât de serios încât o notă mică să vă bage în depresii. Eu dacă stau să mă gândesc la liceu, lucrurile care mi-aduc aminte sunt chestiile care le-am făcut împreună cu colegii mei, amintirile pe care le-am făcut cu ei și, din păcate, sincer, n-am avut multe. Recunosc faptul că am fost destul de distanțată față de colegii mei.
nu prea am mers împreună cu ei în excursii, nici măcar la banchet nu am vrut să merg și dragii mei colegi au insistat la mine până în ultima zi, de exemplu, mâine era banchetul și astăzi era ziua la școală și toți au fost gen, a, da, hai la banchet toți împreună, a, da, hai la banchet și așa am decis până la urmă să mă duc, adică, I don't know what was in my head și îmi pare atât de bine că m-am dus. Și dragii mei colegi, mulțumesc că ați insistat, mai nu să vină. Dacă n-ați fi insistat, draga de-a, dar n-avea nici măcar o amintire de liceu. Nici într-o poză de liceu, dar nu apare, zici că n-a fost la liceu. Nu știu ce vă spun mine, eram așa mai... Școala vine și trece, de-aia e important să te axezi exact pe ceea ce te interesează și dacă ai câteva materii care chiar îți plac și știi că, măi, chestia asta îs eu acolo, investește în lucrul ăsta și nu te stresa că la altă materie nu ești așa de bun, fiindcă nu suntem făcuți să fim buni la toate. Putem să fim mediocri la toate, dar mega bun nu o să fim la toate. Fiți oameni corecți, un sfat pe care l-am față de voi să nu copiați. Am avut o profesoară care foarte mult a insistat la noi să nu copiem. Și chestia asta așa de mult m-a impactat că am ajuns să nu mai fac chestia asta. În general am făcut și așa. Te învață în viață să fii mai corect. E o chestie de asta. Fii corect că asta te ajută mai mult decât dacă stai să furi de la altul sau dacă stai să vezi de la altul. Poți să ajuți oamenii, poți să ajuți colegii tăi, dar nu fura. Fiindcă e foarte tare și pentru tine, pentru caracterul tău, indien să vezi exact ce ai știut. Știi, la un test, la o chestie, mă, ce am știut eu de fapt? Nu ce-o știut altul. Fii tu. Nu copia, have fun și nu te stresa dacă ai o absență. Vă pup și să aveți un an nou școlar perfect, da? Și să cântați voi piesa aia. An de liceu cu absențe la mână, scumpii an de liceu. Vă pup. Pa!